Binecuvântat să fie numele Domnului. Frați și surori, vă invit să deschideți cuvântul Domnului în Cartea Romani și vom citi capitolul 7, începând cu versetul 14. Cartea Romani, capitolul 7, versetul 14. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului, căci nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci, nu mai sunt eu cel care face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu, în adevăr, că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Pentru că ce-i drept? Am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Găci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta. Când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului, care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel, dar, cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Acum, dar, nu mai e nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, e supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru e viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile Duhului ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară, faptele trupului veți trăi. Amin. Frați și surori, vă invit să vă reașezați, să stați în prezența Domnului și ne rugăm lui Dumnezeu să ne cerceteze prin Duhul Sfânt și prin cuvântul pe care l-am citit. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră în această seară din acest pasaj al capitolelor 7 și 8 din Cartea Romani,
Gândul acesta care pune în evidență lupta care este în viața unui creștin autentic. Lupta aceasta se dă între cele două componente care compun, care definesc viața spirituală a unui creștin. Omul vechi, omul carnal, în care este păcat și poftă, și omul cel nou în Hristos, în care legea Duhului de viață, Duhul, Cuvântul, a pus viață. Uitându-ne la vremurile pe care le trăim, fiecare încercăm să identificăm răspunsul la întrebarea ce se întâmplă. Este ușor de înțeles, ușor de observat că există o defocalizare de pe viața spirituală la foarte mulți. Oamenii și-au pierdut entuziasmul, și-au pierdut dedicarea, și-au pierdut bucuria de a sluji și de a suferi în slujire pentru Hristos. A început să descopere satisfacție în divertisment, în plăceri discutabile, dacă nu păcătoase, și încet, încet, valorile s-au răsturnat, s-au schimbat, prioritățile de asemenea, și creștinismul din zona unde trăim noi, America de Nord sau Europa, nu mai seamănă deloc cu ceea ce a fost acum 50 de ani sau mai mult. Este adevărat că întotdeauna în cei 2000 de ani ai bisericii creștine, undeva pe glob, bisericile locale din zona aceea s-au dus în jos. Dar cu siguranță în altă parte pe glob, alte biserici locale din regiunea aceea s-au ridicat. Este adevărat că atunci când Europa era plin de Duh, s-ar putea zone care astăzi, cum este Africa, Asia, America de Sud, care sunt înflăcărate și se pocăiesc foarte mulți oameni, să fi fost altfel. Aș vrea să surprind astăzi faptul că epistola către romani, scrisă de Apostolul Pavel, este una dintre cele mai frumoase. Ea pune în evidență învățătura despre mântuirea prin credință, nu prin faptă, într-o manieră care încurajează pe oricine și care motivează pe oricine să primească această neprihănire prin credință. Însă, am citit în mod intenționat o experiență pe care nu o putem înțelege așa de ușor, a Apostolului Pavel, care scrie lucruri despre el pe care noi nu ni le-am imaginat niciodată. El n-a scris această epistolă în timp ce era membru al Sanhedrinului. El a scris-o în urma convertirii. Știm bine lucrul ăsta. Și-a adresat-o unei biserici la care și-a dorit să ajungă. Însă aici, în capitolul 7, în ultima parte a capitolului 7, pe care am citit-o respectiv versetele 14 la 25, el vorbește despre o neputință de a-și depăși limitele și de a rămâne prizonier în limitele firii lui. Și el o numește fire din pământ, pentru că numai corpul nostru e din pământ. Nici Duhul de viață și nici sufletul nu sunt din pământ. Dumneavoastră știți că numai trupul este din pământ, că Dumnezeu l-a făcut din pământ și apoi a suflat în pământul acesta Duh de viață, și când Duhul a atins pământul, atunci s-a format un suflet viu. Apostolul încearcă să zugrăvească chinul lui sufletesc, lupta care se dădea în el, ca și cum în el erau doi oameni. Și el spune că avea în minte legea lui Dumnezeu, știa ce trebuie să facă, își dorea să facă ce știa că trebuie, dar nu reușea. Dintr-o dată el pune în evidență că a ști nu rezolvă problema. Este necesar să știi, dar nu este suficient. Unele lucruri sunt și necesare și suficiente, altele nu sunt necesare, dar sunt suficiente sau invers. Apostolul vorbește
despre a ști și despre a nu putea să faci. Este de la sine înțeles că în vremea noastră cunoștința a crescut mult. În părtășiile pe care eu le am cu oamenii, discutăm tot felul de lucruri. Și nu de puține ori văd pe unul că scoate telefonul din buzunar și se uită. Cineva îmi spunea, ai spus niște statistici duminică la biserică. Poți să-mi spui de câte ori e scris cuvântul bucurie în Biblie? Cred că este scris de 550 de ori. A scos imediat telefonul, a butonat de 3 ori și a văzut de câte ori e scris bucurie în Biblie. Ce șansă aveam eu în 84 când m-am convertit să văd de câte ori e scris bucurie în Biblie? N-aveam nicio șansă și nici în 94 nu aveam. Este o vreme în care oamenii au multă cunoștință, însă ceea ce este surprinzător este că rodul acestei cunoștințe, din punct de vedere biblic, nu se vede așa de bine. Parcă cunoștința aceasta îi face pe oameni să fie mai relaxați cu râvna pentru Hristos, cu dedicarea pentru împărăția lui Dumnezeu și cu bucuria de a suferi pentru Hristos și pentru cauza împărăției. Dacă ne uităm în cartea aceasta, în pasajul pe care l-am citit și în toată cartea Roman și în toată Scriptura, în celelalte 65 de cărți, observăm sfințirea prezentului. Trebuie să acceptăm că fiecare dintre noi avem un eveniment spiritual în trecut, convertirea, botezul în apă, botezul cu Duhul Sfânt, o experiență spirituală de vindecare sau de altă natură, care rămâne ca un reper spiritual în trecutul nostru și indiferent cum arată prezentul, noi ne agățăm de reperul acela din care ne tragem nădejdea că mai suntem încă cu Dumnezeu. În loc să ne definească prezentul, riscăm să ne definească doar trecutul. Este normal să ne definească trecutul, însă nu doar trecutul. Pentru că mântuirea nu înseamnă doar iertarea trecutului, dumneavoastră știți bine asta, înseamnă sfințirea prezentului. Dacă prezentul vieții unui om nu este sfințit, trecutul nu-l poate mântui. Sau mai bine zis, nu-l poate păstra în mântuirea lui Dumnezeu. Apoi, sfințit nu înseamnă doar nașterea din nou, care nu e puțin deloc, ci înseamnă creșterea spirituală până la asemănarea cu Iisus Hristos, cu chipul Său Sfânt. Mai regăsiți dumneavoastră în generația noastră această căutare pasională de a ne asemăna cu Iisus Hristos? Studiu biblic, ați observat că pur și simplu a dispărut aproape în întregime studiu biblic? Este o caracteristică a vremii noastre, că o lăsăm să ne biruiască în mod personal sau nu. Asta este o problemă personală, dar ca și tendință, cel puțin în zona unde noi trăim, în Europa, America de Nord, este ușor de observat tendința aceasta. Faptul că avem toate lucrurile pe care altădată nu le avem, avem cărți teologice, avem Biblii peste Biblii, concordanțe peste concordanțe, avem atlasuri, avem tot felul de enciclopedii și de explicații. Asta se pare că nu ne-a ajutat foarte mult, decât într-un domeniu. Știm, însă Pavel spune, marea mea problemă nu este în legătură cu ce știu, ci este în legătură cu ceea ce reușesc să fac din ce știu. Poate că felul în care vorbesc vă ispitește să credeți că vorbesc împotriva la a ști, ca și cum a ști nu e important. Nu, nu vreau să fac asta, pentru că a ști este foarte important. Dar pe lângă importanța de a ști, Pavel spune că există și importanța de a face. Și el vorbește despre o scurtă perioadă din viața lui când a știut și nu a putut. În ce măsură credeți dumneavoastră că noi riscăm în vremea asta, ca persoane de data asta, nu ca biserică,
În ce măsură credeți dumneavoastră că riscăm să devină tot mai mare diferența între ce știm și între ce facem? Tot mai mare. Un alt lucru pe care aș vrea să-l pun în evidență este faptul că mântuirea lui Dumnezeu prin har și prin credință nu exclude faptele credinței care sunt treaba noastră. Dumnezeu dă harul. Însă, de foarte multe ori, noi ne bazăm atât de tare pe harul lui Dumnezeu, încât pierdem din vedere că și noi avem treaba noastră, rolul nostru, partea noastră în această mântuire a lui Dumnezeu. Încă ceva. Firea pământească nu va face niciodată voia lui Dumnezeu și niciodată prin firea pământească un creștin nu va fi tentat, îndemnat, călăuzit, aplecat asupra lucrurilor duhovnicești. Firea pământească nu are deloc această tendință de a ne împinge înspre lucrurile sfinte, duhovnicești. Dimpotrivă, ea, cu cât îi dăm mai multe drepturi în viața noastră, cu atât mai mult ea ne face prizonieri lucrurilor firii, lucrurilor păcătoase. Și fără să ne dăm seama, mai înfășoară încă o dată o ață care pornește de la picior și ajunge la brâu, ajunge la umeri și pur și simplu ne trezim imobilizați de ceva ce ni se părea că putem să o oprim când dorim. În același timp, omul duhovnicesc nu poate deloc să-și găsească plăcerea și satisfacția în lucrurile păcătoase. Chiar dacă se întâmplă să alunece deodată într-un păcat, într-o greșeală, într-o slăbiciune, altă dată se bucura de o astfel de experiență, o gusta. Acum, deși a alunecat în ea, nu mai găsește bucurie în ea. Îl cuprinde un regret profund, o stare de amărăciune și de regret vine peste sufletul lui și o perioadă de timp încearcă să scape de această stare de amărăciune până când iese din ea și se întoarce din nou și se apropie de Dumnezeu. Între omul duhovnicesc și omul firesc este o diferență fundamentală. În timp ce, întotdeauna până când vom pune mâinile pe piept, acești doi oameni vor fi în noi. Și omul firesc și omul duhovnicesc. Însă cine va avea prioritate, cui se va delega autoritatea să fie în charge, cum spunem noi aici? Cine va primi dreptul să comande, să ia decizii, să spună ce, când, cum și unde? Cine va fi hrănit, împuternicit, respectat? Cine va fi pieptănat și aranjat? Cui se va da onoare și favoare? Acela va duce întreaga viață în direcția spre care el tinde. Apostolul Pavel identifică păcatul cu firea pământească. Și în versetul 17 el spune: nu sunt eu cel care păcătuiește, ci păcatul care este în mine. Și în versetul 18, știu că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. El spune că firea pământească este păcat și păcatul este firea pământească. Pentru că firea pământească tinde spre păcat, se regăsește, se identifică cu păcatul, își găsește satisfacția, bucuria, se desfată în păcat, iar păcatul este la el acasă atunci când firea pământească conduce viața unui om. Observați, vă rog, că el vorbește de mădularele lui, adică despre partea trupească în care se naște, sau mai bine zis, în care se experimentează pofta, în care se manifestă pofta. Și el spune, după omul din interior îmi place legea lui Dumnezeu, după omul din exterior, în firea pământească, îmi place altceva. Cu mintea aș vrea să îi plac lui Dumnezeu, dar trupul meu se impune și dispune de mine și mă târăște în ciuda lipsei de plăcere sau în ciuda
nevrerii mele, a opunerii mele, mă târăște în păcat. Și la un moment dat face afirmația aceasta care nu ne vine să credem că a făcut-o Pavel, o nenorocitul de mine. Câți dintre noi, nu singuri când suntem în rugăciune, ci în public, nu să vedeți cât de public a spus el asta, încât de 2000 de ani, versetul ăsta se citește cel puțin de 1000 de ori în fiecare zi pe toată suprafața Pământului. Nu e o statistică, zic eu așa din mintea mea. Atât de public este, încât de 2000 de ani, oricine citește epistola către Roman, citește și afirmația asta. Noi avem această tendință exagerată să părem niște oameni de treabă. Și pe noi suntem tentați să ne intereseze mai mult părerea oamenilor despre noi decât părerea lui Dumnezeu despre noi. Ne interesează mai mult să părem decât să fim. Nu cumva să audă cineva. Problema nu este cum suntem, ci dacă cineva aude cum suntem sau nu. Această tendință exagerată pentru reputația noastră dovedește de fapt că ne interesează un lucru secundar. Deși reputația este importantă, dar cel mai important lucru nu este să creăm o părere bună fraților și oamenilor care sunt lângă noi. Ce părere bună a făcut Pavel când el care spunea că e apostolul lui Iisus Hristos vine și spune nenorocitul de mine? Dar nu se referă la aspectul financiar, nici la starea de sănătate. Înțelegem din context, nu? Se referă la starea lui spirituală. Ce apostol este ăsta? Omul acesta abordează această realitate din viața lui într-o manieră extrem de transparentă și o scrie într-o carte din care a urmat să se citească 2000 până astăzi 19 ani. Însă priviți, vă rog, cum face tranziția de la capitolul 7 la versetul 8, la capitolul 8, și pur și simplu se schimbă decorul. În penultimul verset el spune: nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Aceasta este ultima afirmație negativă. Și ultimul verset care urmează din capitolul 7, pur și simplu el trece de la el și neputința lui la Iisus Hristos și la Duhul Sfânt, care amândoi au fost trimiși să rezolve această problemă nu doar din viața lui Pavel, ci din viața tuturor oamenilor care sunt născuți din nou, care l-au acceptat pe Hristos ca Mântuitor și apoi ca Domn. Și el spune următorul lucru: acum, dar până acum a fost vai, dar acum nu mai mă simt osândit, spune el, nu mai este osândire în cei care sunt ai lui Hristos, pentru că nu mai trăiesc după îndemnurile firii pământești. Dar după ce trăiesc? După îndemnurile Duhului. Eu întreb, venim la adunare sau ne rugăm sau citim Biblia sau facem modernicie sau răbdăm făcându-ne că nu ne auzim când cineva încearcă să ne provoace sau, și lista poate continua, parte pozitivă, însă există și invers, nu venim la biserică sau nu citim Biblia sau nu ne rugăm, nu postim sau nu ne dă cineva o palmă că noi dăm 100 de pumni. Observați diferența între îndemnul Duhului și îndemnul firii. Firea e rea, e răzbunătoare, e arogantă, e pofticioasă, este lipsită de înțelepciunea lui Dumnezeu. Este plină de rău, e îmbibată cu rău, cu moarte. Orice iese din ea merge spre iad. Duhul îl înnobilează pe om, îl luminează, îl schimbă, îi dă parfumul lui Hristos. Și asta se vede în gândurile lui, în acțiunile lui, în vorbele lui, în relațiile lui și mai ales în convingerile și prioritățile lui. Deși nu există desăvârșire în viața de muritor, pentru că a fi muritor înseamnă a fi o persoană decăzută, apostolul Pavel vorbește despre faptul că legea aceasta a morții, care vine din păcat, din fire, a fost biruită de legea Duhului, care vine din Dumnezeu, și persoana care se lasă călăuzită de Duhul
este o persoană diferită și în interior, în esență, unde nu se vede, dar și în exterior, care este manifestarea interiorului. Vreau să vă spun ceva. Observați că cel puțin două categorii de predici astăzi s-au rărit foarte tare. Predica despre revenirea lui Iisus Hristos, care înțeleg și din spusele celor mai în vârstă, dar și din spusele cărților, că cu 30 de ani în urmă, 40 de ani în urmă, 50 și mai mult, era dominantă în biserică să se vorbească despre revenirea lui Iisus Hristos. De ce? Pentru că sărăcia, prigoana, necazurile, focul lor după Dumnezeu îi punea în situația să-și dorească să vină. Și dorindu-și să vină, proclamau promisiunea că vine. Se pare că pentru noi nu mai este la fel de urgent. Să mă iertați că îndrăznesc, dar stăm bine aici. Nu ne bate nimeni, nu ne împunge nimeni, avem ce mânca, avem ce bea, ne e bine, ne e destul de bine. Poate prea bine. A doua predică care cred eu că s-a rărit este cea care, la modul general, vorbea despre Duhul Sfânt cu tot ce înseamnă Duhul Sfânt. Nu dau nicio explicație, fac numai o afirmație. Și predica despre Duhul Sfânt, la modul general, cu toate componentele sale, s-a rărit considerabil. Aproape că nu știu să spun de ce. Dar este o realitate pe care, măcar la nivel de eveniment, ar trebui să o vedem, dacă nu la nivel de proces. Cred că aceste două manifestări ar trebui să ne dea mult de gândit și să acceptăm faptul că în spatele lor există o lume. Ceea ce vreau să mai spun este faptul că una dintre marile probleme pe care eu le văd astăzi este instituționalizarea bisericii. Afirm faptul că biserica nu este o instituție, este trupul lui Iisus Hristos, este o viață spirituală care se manifestă în cei născuți din nou, pentru că noi suntem templele Duhului Sfânt. Dar biserica a început să treacă ca și tendință și evident, unele biserici ca și stare sau unei credincioși, că de fapt ce e biserica? Biserica nu e un cuvânt, băi, săire, ierăică. Biserica este totalitatea creștinilor dintr-un grup. Asta e biserica, dacă vorbim de biserica locală, mondială sau de care vorbim. Ei bine, fraților, instituționalizarea bisericii sau tendința de instituționalizare a bisericii este o realitate. Poate că prea mult vorbesc eu despre faptul că eu călătoresc mult, dar îngăduiți-mi să mai repet asta încă o dată. Călătorind mult în locuri unde sunt biserici românești pe fața pământului, îmi este destul de ușor, considerând și experiența mea de slujitor, de om din interiorul slujirii, că există o tendință foarte mare de instituționalizare a bisericii. Asta place și celor de aici și place și celor de acolo. Aleg și în seara asta să fiu sincer și să spun ce gândesc și ce simt că trebuie să spun. Asta place și celor de aici, pentru că primesc putere și autoritate, și asta le place și celor de acolo, pentru că pot fi cât se poate de comozi, fără să facă nimic. Ce înseamnă instituționalizarea bisericii? Înseamnă că este o instituție care plătește pe cineva să facă totul, în timp ce ea nu mai face nimic. Lăsați-mă să-ți dau câteva exemple pentru ca să mă înțelegeți ce vreau să spun. Implicarea majorității trupului lui Hristos, a părților componente, a mădularelor care compun biserica, se mută pe consacrarea minorității. Observați, nimeni nu se mai duce la spital. Să nu generalizez, nimeni. În general, membrii bisericii nu se mai duc la spital. Vă întreb, fraților, dumneavoastră care sunteți pocăiți mai vechi decât mine, n-aveți dumneavoastră exemplele bisericii de atunci
30, 50 de ani în urmă, unde oamenii se vizitau. De ce nu mai merg astăzi creștinii la biserică? Plătesc pe cineva și omul ăsta merge să viziteze bolnavii. De ce? De ce doar el? Unde am citit noi treaba asta? Am citit-o în manualul de instituționalizare a bisericii. Asta se numește instituționalizare. Cler, popă sau pastor și laici, membrii bisericii care pur și simplu nu mai se simt obligați să facă nimic. Nu vorbesc de biserica noastră. Vorbesc despre un fenomen care este mai vizibil în anumite locuri, mai invizibil în alte locuri, dar ca și tendință în vremea noastră este foarte puternică. Instituționalizarea bisericii vorbește despre consolidarea unui cler care își asumă toate responsabilitățile, toate inițiativele și laicii, marea majoritate a membrilor bisericii, care nu-și mai asumă nimic. Nimic! Frați și surori, credeți-mă că această imagine este o imagine care vorbește despre moarte, despre ațipire, vorbește despre somn, nu despre viață. Duhul Sfânt ne mișcă pe toți, dragostea lui Dumnezeu ne mișcă pe toți, scopurile lui Dumnezeu ne mișcă pe toți, mila prin care se manifestă Hristos ne mișcă pe toți. Unde am pomenit noi să delegăm responsabilitatea de a manifesta harul lui Dumnezeu doar la 1, 2, 5, 10 și restul să se simtă detașați și liberi de orice responsabilitate. Nici măcar nu mai își pune problema, nu mai se simt vinovați în legătură cu treaba asta. Am lăsat, să știți, multe lucruri în urmă. Nu vreau să le amintesc, printre ele sunt și banii, de aceea nu mai vreau să zic nimic despre bani, că nu cred că este necesar de data asta, dar vreau doar să spun că viața spirituală și închinarea din odăiță se mută în serviciile divine de la biserică. Nu spun cei mai mulți, spun că mulți membri ai bisericii nu mai fac nimic spiritual decât în biserică. Nu mai fac nimic spiritual acasă. Acasă e muncă și distracție. Muncă și distracție. Frați și surori, într-o zi Dumnezeu ne va întreba despre vremurile astea în care ne-a vorbit aproape supărător, zi de zi și slujbă de slujbă, despre fenomenul ăsta. Noi avem responsabilitatea să îndreptăm lucrurile. E adevărat că Scriptura spune: când va veni El, va mai exista credință? Răspunsul corect este nu. Dragostea celor mai mulți se va răci. Asta nu-i poruncă. Asta este constatare. Adică nu-i obligat. Nu suntem obligați să ne pierdem credința și dragostea. Asta nu înseamnă că nouă ne cere Biblia să ne pierdem credința și dragostea. Dimpotrivă, Biblia spune că aceste două elemente, două caracteristici, două stări, de fapt, vor exista la sfârșit. Să nu vă supărați pe mine că spun asta cu voce tare. Eu văd că lucrurile acestea încep să lipsească. Credința e prima. Primul lucru spiritual e credința. Cel mai înalt lucru spiritual este dragostea. Vă mai aduceți aminte de 2 Petru 1, versetul 5? De aceea uniți și voi cu credința și e 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dragostea de frați, 8, dragostea de oameni. Sunt limitele vieții spirituale. Prin credință începe viața spirituală. E primul strigăt, primul gemăt al copilului care s-a născut. Uau! Asta e credința. Și ultimul, când își pune mâinile pe piept, bătrân, experimentat, cu rod în urmă, cu familie, cu multe lucruri pe care le realizează un om în viață. Asta este dragostea. Hristos vorbește despre început și despre sfârșit, iar la mijloc e ca la margine. Relația spirituală cu Dumnezeu se mută de la relația lui Dumnezeu, cu Dumnezeu la relația cu biserica. Relația spirituală personală cu Dumnezeu se mută la relația personală cu biserica, cu pastorul, cu comitetul. Cei mai mulți oameni au probleme cu pastorul și cu comitetul. Niște oameni ca toți oamenii.
Azi aici, mâine în bancă. Invers. Azi în bancă, mâine aici. Ce? Am dat eu cele 10 porunci? Eu le-am dat. Eu am scris cărțile astea. Cine sunt eu? Sau altul ca mine? Dumnezeu cere sfințenie și pocăință. Nu unul dintre noi. Că noi repetăm ce a spus Dumnezeu. E normal să facem asta. De ce avem tendința să mutăm relația noastră cu biserica în loc să fie cu Dumnezeu și cu biserica? De ce avem tendința? De ce există în vremea noastră această tendință? Pentru că instituționalizarea bisericii devine din ce în ce mai o presiune din ce în ce mai evidentă, mai mare. Vreau să mă apropii de încheiere pentru că timpul se epuizează și să mai pun în fața dumneavoastră încă un lucru care cred că a fost prezent sub o formă sau alta și în experiența lui Pavel, și anume pofta. Pofta este unul dintre cele mai rele lucruri din viața unui om. Vă spun doar pe scurt faptul că există o adevărată instituție a diavolului care are anumite ierarhii. De pildă, dumneavoastră știți că diavolul are putere pentru că se servește de moarte. Moartea are putere pentru că se servește de păcat, care îl acuză pe omul. Ar muri omul dacă n-ar fi păcătuit? Nu. Dar de ce moare? Pentru că a păcătuit. Iată dar că moartea are dreptul să-l ciocăne și să-l omoare pentru că el a păcătuit. Păcatul îi dă putere moarții, după cum moartea îi dă putere diavolului. Noi ne temem de diavolul, ne temem de moarte. De asemenea, păcatul, Pavel a spus asta de câteva ori, are putere pentru că există lege, o lege pe care noi o încălcăm. Dacă la o intersecție n-ar exista un semafor, n-ar exista nici posibilitatea să treci pe roșu, nu? Nu poți să treci pe roșu dacă nu-i semafor. Nici nu stai la roșu sau te duci la verde. Sunt alte reguli de circulație și dumneavoastră le știți. De asemenea, legea a fost dată din cauza firii pământești. Și firea pământească are putere pentru că este pofta. Unde? Iacov spune că în mădularele noastre. Și Petru spune stricăciunea care este în lume prin poftă. Lumea noastră este stricată de poftă. Ea este fermentul care a stricat totul. Pofta. Și ea este ascunsă în firea pământească. Firea pământească exploatează pofta din mădularele oamenilor și o exprimă. Legea nu o poate opri, ea doar demonstrează că omul e vinovat și corupt. De aceea apare păcatul, iar moartea vine și spune ai păcătuit, hai cu mine. Și diavolul câștigă teren. Uitați-vă ce bestializare se manifestă în lumea modernă, mai ales în țările occidentale. Ce tendințe atât de rușinoase, o destrăbălare atât de abominabilă, încât pur și simplu nu-ți vine să crezi. Bătrânii noștri n-au avut carte, dar au avut rușine, au avut limite, au avut bun simț. Oameni cu doctorate, cu masterate, oameni cu școli înalte, pur și simplu nu-ți vine să crezi. De la îmbrăcăminte, comportament, perversiune, să nu mai vorbesc de erotismul ăsta care pur și simplu închei ca Pavel. Voi însă nu sunteți pământești, ci duhovnicești. Dacă Duhul Sfânt locuiește în voi. Omul duhovnicesc face fapte duhovnicești și omul firesc face fapte firești. Frați și surori, ultimul verset pe care l-am citit de aici spune că Duhul care l-a înviat pe Hristos ne va învia și pe noi dacă vom fi găsiți în credință. În vremurile din urmă, credința se va împuțina și dragostea se va răci. Este lucru mare în mijlocul atâtor oportunități de distracție, de plăcere, de divertisment și de destrăbălare, să-ți faci în mod consecvent timp
să te întâlnești cu Dumnezeu, în particular și în părtășia bisericii. Să-L servești pe Dumnezeu cu darurile pe care le ai și să susții lucrarea lui Dumnezeu cu harul cu care ai fost învrednicit. În ce măsură noi de aici, de la Biserica Betania, între milioanele de credincioși care ne înconjoară, pe continentul ăsta sau pe altele, ne simțim responsabili în vremurile astea să ținem la valorile pe care ne-a lăsat Hristos? Este o problemă de loialitate, e o problemă de fidelitate, e o problemă de demnitate, de onoare. Mai vă aduceți aminte cum spune că stăpânul a plecat și a lăsat averea sau talanții la niște servitori? Noi suntem servitorii aceia. Noi ne-a încredințat Dumnezeu harul și Evanghelia, Duhul Sfânt și misiunea de a ne sfinți, indiferent ce fac alții. Poporul lui Dumnezeu, dacă cumva viața noastră în seara asta este pătată în mod conștient de anumite păcate pe care le ascundem, este timpul să ne oprim. Firea pământească, să știți că ne va distruge ca un cancer. Dar dacă nu este prin harul lui Dumnezeu, atunci să stăm în picioare și să mijlocim pentru alții care sunt puși jos de-a binelea. Sau pentru alte locuri, pentru alte zone, pentru alți oameni, că pământul e plin. Și să fim vii pentru Dumnezeu, să simțim pulsul, cadența Duhului, cadența voii lui Dumnezeu. Și să nu lăsăm firea să ne conducă, să ne conducă Sfântul Duh și să ne facă ca pe El sfinți. Haideți să ne ridicăm și să încheiem cu rugăciune întâlnirea noastră.